Andrei, feeling-ul tău după meciul din acum la rece, pentru că au trecut două zile după meciul cu Belarus, cum faci calcule, ce ar fi de extras așa, repet, într-o analiză nu la cald? Partea rea este că rezultatul nu a fost cel pe care ni l-am dorit cu toții, un rezultat care să fi ușurat drumul ăsta spre Euro. Partea bună ar fi că echipa a arătat bine, până în ultimii 25-30 de metri chiar foarte bine, în niciun meci parcă, poate exceptând Andorra, prima partidă, niciun meci n-am simțit sentimentul de siguranță la poarta noastră. Adică că la poarta noastră nu se poate întâmpla nimic, chiar dacă a fost la sfârșit un șut de la distanță, o intervenție a lui Horațiu Moldovan. Am văzut o echipă care își dorește, care vrea să facă, care a încercat să facă pressing cât mai aproape de poarta adversă, știind că Belarusul e o echipă care are dificultăți când trebuie să construiască, și asta am văzut în meciul din Andorra, însă creează dificultăți în momentul în care este atacată. Nu e o echipă foarte ușor de desfăcut în modulul ăla în care se așează ei, 5-3-2 ăla pe care îl fac ei, cu foarte multă densitate în propriul teren, cu jucători puternici, adică la dueluri aeriene nu prea ai șansă, și atunci trebuie să joci așa cum am văzut eu meciul, că n-am stat să studiez înainte adversarul, că nu-i treaba mea, dar cum am văzut meciul, puteai să treci de liniile lor dacă pasai mai repede decât am putut să o facem noi în multe momente, sau dacă puteai să împingi pe benzi foarte, foarte bine, cum s-a întâmplat în repriza a doua mai mult. Bun, n-au fost trei puncte, un singur punct. Practic nu s-a pierdut nimic în drumul, adică din șansele de calificare la turneul final, n-ajungi într-o situație să fii pe minus. Ceea ce s-a pierdut, s-au pierdut bonusurile, cum le zic, câștigate până acum, adică punctul din Elveția și punctul din Kosovo. S-a pierdut cumva siguranța că la un meci egal în Israel suntem siguri de calificare la rezultate normale. Acum s-a pierdut chestiunea asta. Păi da, deci practic bonusurile alea îți ofereau această șansă, exact, a dublului rezultat în Israel. În Israel, da. Ok, nici acum nu știi dacă e pierdut total, pentru că noi am făcut acum, să spunem, o greșeală de parcurs, dar Israelul trebuie să joace în Kosovo. Da, Israelul a mai făcut o greșeală cu Kosovo la ei acasă. Depinde când va juca în Kosovo. Că dacă meciul ar fi fost mâine, ar fi fost un avantaj pentru noi. Cumva și cu Kosovo poate sperând ceva. Dacă îl joci în decembrie, când toată grupa e închisă și miza majoră și singura miză va fi doar pentru Israel, e un dezavantaj pentru noi. Dar eu nu cred că ce? UEFA va programa de așa natură încât după terminarea meciurilor din grupă să se mai joace un meci. Eu nu cred. Pe bun, dar principiul sportiv. Atunci care este explicația pentru care UEFA deja a programat meciul cu Elveția, al Israelului mă refer, da, și meciul cu Kosovo nu l-a programat? Adică nu prea ai când să pui, teoretic, să se desfășoare înainte. Poate să muți meciul Israel-România? Da, poate și okay. Asta. Sau ultimele meciuri, adică ultima fereastră s-o muți, poate au un calcul și chestia asta, poate n-au toate elementele, poate mai vor să vadă care e situația acolo, deși situația adică acolo... Ți-ar părea că n-ar fi corect, că și Edi Iorgensu s-a referit înaintea meciului cu Belarus la chestiunea asta. Nu mi s-ar părea corect, dincolo de situația care e în Israel și evident, ca o echipă să joace un meci care ar putea să fie decisiv după ce se termină grupa. Nu se întâmplă nicio competiție lucrul ăsta. Da, da, știi și tu că în situații de forță majoră sau extreme se judecă, da, altfel față de doar cu regulamentul. Pot lua, dar în momentul ăsta sunt posibilități prin care, chiar dacă e situație de forță majoră, să creezi o egalitate din punct de vedere sportiv. Poți crea lucrul ăsta. Da, adică se poate. Da. Spui, ok, vrei să jucăm în ianuarie, în decembrie, așa, să joacă în ordinea meciurilor până atunci și atunci să joacă toate la aceeași oră, ca să, când vreți, în ianuarie, în februarie, în decembrie. Zic și eu așa, pentru că nu e atât de simplu pe cum o spun eu, pentru că sunt fel și fel de alte implicații aici. Vorba despre ferestre, de echipe naționale, date FIFA, pe care în momentul ăsta nu le ai.
ar fi putut să existe varianta de martie atunci când e dată FIFA, doar că Israelul e calificat în play-off-ul de Liga Națiunilor, Israelul și are... atunci ar putea să ajungă să piardă calificarea când e artizat ce barajul ăla, exact, nu? Da, exact. Înțeleg. De asta poate să fie și situația în care să lărgească această fereastră și Israelul să, meciul ăsta cu Kosovo, care nu e anunțat, să fie pus înaintea meciului cu noi. Dar și chestiunea asta, ar fi foarte dificil pentru naționala Israelului să joace 4 meciuri într-o fereastră. Adică trebuie să ținem cont și de, normal, ce vrem noi. Noi vrem ceea ce vrem noi, nu cred că... Noi vrem doar să se respecte principiul egalității sportive, să nu se joace un meci când toată lumea știe ce are de făcut. Da, în același timp să-i pui pe ei să joace 4 meciuri, nu e corect pentru ei, săraci, că dai seama că ai putea... Să mai joace și meciul cu Kosovo chiar înaintea meciului cu Elveția. Da, există, dacă, adică între a crea o nouă fereastră FIFA și a mări nu cu două zile... Se poate ca date disponibile. E dificil și asta. Trebuie să lași măcar 3 zile între meciuri, asta ar însemna că oricum le-ai pus pe 15, trebuie să joci pe 12 cel mai devreme, noiembrie. Sau să lungești spre etapa de campionat. Da, e o situație complicată. Asta o să vedem ce va decide. Totuși, UEFA nu e chiar sub o foarte mare presiune, că e timp. Adică ar putea să jongleze cumva. Bun, într-un fel, nu știu. Pe urmă trebuie să te mai gândești că trebuie să anunți locul unde joci. Adică Israelul trebuie să știe că poate părăsi țara, pentru că acolo, fiind în stare de război, să știe foarte bine că acolo sunt toți înrolați, sunt rezerviști, acum sunt armata, merge spre 400.000, 300 și ceva de mii de oameni. Care cred au fost... că o să avem un prim indiciu atunci când vor fi cupele europene, pentru că Israelul are echipe. Da, două, da. Da, și atunci vom vedea exact, vor juca, nu vor juca, vor putea pleca de acolo să joace, adică un prim indiciu. Adică cred. Săptămâna viitoare, cred. Da, cred că săptămâna viitoare e... Nu, săptămâna viitoare, nu. Nu? Cealaltă jumătate de săptămână, da. Ok, tot așa, despre meci. Te-am mulțumit ce ai văzut la echipa națională? Sau ai rămas așa cu, să zic, un gust din ăsta? Bă, dacă acum, nici plăcea mi-am bătut. Nu. Că i-am mai spus și o spun în continuare. Trebuie să vedem exact ce putem să facem, unde suntem, ce vine din urmă, ce o să se întâmple peste câțiva ani. Și atunci... Ne e mai greu decât în trecut, lucrul ăsta o recunoaștem cu toții, trebuie să muncim mai mult, să ne sacrificăm și să vină și rezultatele astea care vin mult mai greu, dar deocamdată suntem ok. Dacă stăm să analizăm lucrurile și dacă se vor juca, să vedem când se vor juca meciurile. Și bineînțeles, pe noi ne interesează ce vom face meciul direct cu Israel, unde cam ăla, vedem unde se joacă, când se joacă, cum o să joace și atunci vom trage linie. Doar cred că suntem aproape de calificare. Așa pare. Eram și așa văd eu lucrurile. Asta era discuția. Da. N-am câștigat și au urmat niște critici, mai dure, mai puțin dure. Andrei, că l-ai văzut și repet, acum vorbim la rece. Tot timpul când vorbești la cald, există emoție mai mult, există un impuls mai mare. Ți se pare că s-a depășit calul, s-a sărit calul, așa cum ne place nouă să spunem, sau ți se pare că criticile, opiniile, comentariile au fost în limita normalului? Te întreb pentru că am văzut din partea lui Edi Ordănescu o ieșire de genul ăsta. Adică am cerut respect, poate că nu sunt respectat, de asta te întreb. Cum ți s-au părut? Nu, mie nu mi s-au părut, sunt considerații pe care fiecare specialist, analist are dreptul să le facă, cu atât mai mulți jucători care au evoluat în echipa națională. Fiecare om de acasă judecă capacitățile fiecăruia de a analiza un meci și până la urmă ești răspunzător pentru ce spui în fața publicului. Dacă publicul te crede, dacă lucrurile pe care le spui nu sunt adevărate, te judecă publicul de acasă. Adică nu, din punctul ăsta de vedere, nu. Ceea ce l-a deranjat pe Edi și au deranjat pe băieții a fost... trebuie să o spun, lipsa adevărului din materialul cu Mihailă și cu tricou. Adică acolo nu avea nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Da, am văzut poziția Sharon Eddy și în acel comunicat. Singurul lucru care are o fractură de logică în ce a prezentat Eddy și în acel comunicat este următorul lucru. Faptul că ni se spune Mihailă avea probleme medicale,
n-a fost introdus, după care îl băgăm pe el în teren, nu băgăm un jucător absolut 100% gen Coman. Da. Care ar putea fi explicația? Explicația e cât se poate de logică în fotbal. Un jucător care nu este 100%, nu trebuie să-l bagi din primul minut, pentru că riști o schimbare. Dacă îl bagi din primul minut, poți să se întâmple în 10 minute să rupă. În momentul în care îl bagi în ultimele 10 minute, se întâmplă, n-ai ce să faci. Că așa Mihailă s-a rupt și după ce a dat golul în Elveția. Așa am jucat fără el, practic, pe teren încă 6-7 minute. Deci asta a fost. A fost și o discuție înainte de meci, în afara discuțiilor dintre ei, a fost o discuție chiar pe teren cu Mihailă la antrenament, înaintea antrenamentului oficial, în care i-a explicat exact lucrurile astea și omul le-a înțeles, adică nu este niciun, n-are nicio legătură cu, nici măcar așa un pic să zici, domne, a făcut vreun gest sau... Gestul de ajutor pe tricou? Gestul de ajutor pe tricou a fost un gest de nervi, de... Nu. Am pe înțeles, dar pe în sine situa... e ok? Gestul de ajutor pe tricou, nu spun că a rupt tricou ca un gest de reproș la adresa selecționerului. No. Gestul în sine mă refer. Păi, acum dacă e să-l... La... Eu cred în Gică Popescu în ce spune. Dacă el spune că trebuie să arde tricoul pe tine, pot să spun și eu că trebuie să rup tricoul de pe tine pentru echipa națională. Și mie cred că ăsta a fost spiritul în care Mihailă și-a rupt tricoul. Oricum el era rupt. Într-un duel cu un adversar, el fusese sfâșiat tricoul. Și în momentul când s-a fluierat de 0-0, de nervi și-a rupt ăla. Dar de nervi că nu i-a ieșit, că n-am luat rezultatul pe care îl doream acolo, că el n-a fost 100% ca să poată să joace mai multe minute, mai, adică s-au strâns mai multe, adică de năduf, a fost un gest de năduf, nu de supărare la adresa... Nu, pe adresa, asta mă întreba, dacă e ok, că așa și când arunci cu tricou, că a fost discuția atunci cu... Da, depinde cum îl arunci. Evident că totul are o nuanță, adică că, nu... Și în ce moment îl arunci, că dacă dai golul victoriei minutul 95 și scoți și tricou de pe tine și îl arunci, e un gest și dacă faci ca... Marica, care s-a supărat în 2008 că n-a prins niciun minut și a dat cu tricoul de pământ, e altceva. Deci nu, sunt două lucruri distincte. Mie mi s-a părut și cum îl știu și pe Vali, asta e de năduf, pur și simplu. Până la urmă, îți dai seama, el a contribuit la calificarea asta cu două goluri în Elveția care au însemnat un punct și cu încă un gol care în anumite situații s-ar putea să fie foarte important, pentru că există, și asta este una dintre temele meciului cu Andorra, trebuie să, în primul rând, să asiguri victoria, asta este clar, pentru că cele trei puncte sunt foarte importante. După care se pune problema golaverajului, pentru că golaverajul poate conta, sunt situații în care mai putem să ajungem la egalitate de puncte cu Israelul, cu meci egal, adică cu egalitate între... Chiar e un scenariu foarte posibil. Nu trebuie să fie rezultate din astea ieșite din comun să se ajungă la varianta asta. Dacă pleci de la un 1-1 cu Israel, să spunem, atunci sunt rezultate, le-a spune, normale, da, care pot duce la o situație de egalitate în final și atunci golaverajul contează. Ok, suntem bine în momentul ăsta, că avem plus 5 noi față de ei 0. Exact. Da? Ok, o victorie cu Andorra însemna minim plus 6. Au și ei meci cu Andorra, dar ei mai au meci și cu Elveția și noi mai avem meci cu Elveția. Deci contează foarte mult să fim atenți și la aspectele astea. Și încă un aspect la care cred că trebuie să fim atenți cu Andorra e cel disciplinar al cartonașelor. A, sunt jucători. Ce jucători sunt? Este, în primul rând, e vorba de Drăgușin, care are, e la limita suspendării. Drăgușin, dacă ia un cartonaș galben, nu va juca meciul următor. Plus, este stilul acestei echipe, este o echipă foarte arțăgoasă, care are această capacitate, acest dar de a te enerva. Și trebuie să-și păstreze cumpăt. În același timp, așa cum am văzut și în meciul tur, pot lua și ei cartonași. Cum ți se pare gestul ăla a lui Mihai? Te întreb că ai jucat atâtea meciuri, ai fost și la echipa națională. Hai să spun ceva. Există atâta emoție, există trăirile pe care le ai ca jucător și atunci ce putem să venim noi și să-i ajutăm din afară? Adică am trecut și eu prin lucrurile astea. Trebuie să fii atent la orice acum. Orice faci și se interpretează într-un fel și altul, da? Și atunci... Bă, ți se pare în neregulă sau e de acceptat?
Adică eu nu stau de întrebare în sine, nu a fost o regulă, că mie știi, mi se pare exact cum a spus știi Andrei, ce se întâmplă, se caută un gest de revolta lui că n-am câștigat. În ultimul timp se caută tot felul de lucruri de cancan. Dau mai bine lucrurile astea. Și nu am mai vorbit și despre situația mea, în fin. Cu asta, eu m-am obișnuit, dar și atunci pot să spun orice. Dacă văd pe o filmare, o iau cum vreau eu. Nu stau să analizez, nu stau să întreb, nu stau să văd exact ceea ce s-a întâmplat. Și atunci sunt lucruri care se pot interpreta cum vrei. Dacă vrei să spun acum ceva, pot să spun de rău. Dacă vrei să o spun de bine, pot să... Păi nu, dar sunt trăirile astea, da. Eu, acum... Spun sincer, că de supărare că nu ți-au ieșit niște faze, că n-ai dat gol, că n-ai câștigat și că poate erai mai aproape după acest meci de calificare, normal că poți să ai tot felul de gesturi. Acum depinde cum vrea lumea să le înțeleagă. Nu ai discutat și la Octavian Popescu la fel? Nu știu, eu am mai trecut și eu în ultimul timp de multe. Aș arunca tricoul ca și cum, băi, tricoul ăsta, adică un gest ăsta de zeflemitor. Nu, pur și simplu el și-a pus tricoul... Și s-a discutat, s-a făcut un caz. Dar nu e greșit nici să discutăm, nu e greșit nici să ascultăm opinii. Că dacă tu vii și spui, vii și spui, bă, până la urmă n-a fost un gest, mi se pare regulă. E un gest că nu ți-au ieșit lucrurile. Normal că ai ceva, ce mai aproape? Tricou, nu să-ți rup short-ul de pe tine. Păi nu, dar hai să fim, să le vorbim și noi cum ar trebui să le vorbim, nu pe invers. Da. Hai să vedem și câteva declarații din partea lui Ionescu pe acest subiect numit Mihailă și faptul că, mă rog, între el și jucător nu există niciun fel de problemă. Am avut discuții despre o problemă între mine și Răzvan Marin care n-a existat. A venit jucătorul, a spus-o cu toată convingerea. Cred că vă dați seama după atâția ani de meserie. Când cineva e sincer și spune din suflet ceva, după care au apărut speculațiile cu Florinel Coman, am clarificat și atunci că nimic n-a avut legătură cu ce a apărut și acum, în aceeași direcție, vine invenția efectiv cu Mihail. E adevărat și colegii dumneavoastră au fost prezenți la antrenamentul oficial atunci când eu l-am solicitat pe Vali ca să vină cu 5 minute mai repede afară, tocmai terminasem conferința și am mers ca să verific colegii că totul era pregătit pentru antrenament. Știți că este contra cronometru. Antrenamentul l-am solicitat să vină afară. Am avut o discuție cu el pentru că Vali Mihailă, după cum se vede și pe imagine, a avut probleme importante la genunchi. La ora 11 noaptea, când trebuia să dăm lista finală cu jucătorii care o prim în lot, noi am așteptat ca să luăm o decizie finală împreună cu staful medical și cu el. Se vede pe imagini clar și le puteți scoate genunchiul bandajat. Iar apelul meu la el a fost că trebuie să fie matur, să comunice permanent cu noi în timpul antrenamentului oficial, la cea mai mică durere să ne transmită, pentru că e important că el să fie sănătos. E important și prea important momentul pentru echipa națională și nu puteam risca să-l începem și să fie o problemă cu el sau să-l băgăm pe parcurs să mai pierdem o schimbare. El știa clar că nu poate să aibă parte de foarte multe minute. L-am apelat să fie matur și din dorința foarte mare să nu cadă în greșeala să se expună. Mai mult decât atât, i-am transmis că peste 3 zile urmează din nou un joc foarte important și o lună mai târziu, probabil o lună decisivă. Deci, sub nicio formă, n-am făcut niciun moment o promisiune lui Mihailă că va juca, cum n-am făcut o promisiune niciodată unui jucător. Pentru că știu că meseria asta lucrurile se pot schimba de la oră la alta, știu că toți trebuie să fie conectați și implicați și nu fac promisiuni. La finalul jocului n-a fost nici cea mai mică problemă în vestiar, decât multă tristețe, dar ne-am adunat cu toții, ne-am ridicat rapid, deci nu s-a pus problema de așa ceva, sub nicio formă. Nu s-a pus problema ca un suflet mare cum ești cel al lui Moruțan să iasă din tipar și să creeze vreo problemă. Și astea sunt deranjante pentru că nu știu de unde putem să ne imaginăm așa lucruri și nu cred că e corect pe o imaginație personală să construim un subiect care n-are nimic în legătură cu adevărul. Cred că a fost neinspirație din partea lui Vali, dar o frustrare foarte mare cu ce s-a întâmplat cu tricou, dar v-a spus și Dejan, eu am verificat și reverificat, puteți și dumneavoastră să faceți pe imagini, chiar între primele contacte pe care Vali le-a avut cu adversarul,
i-a rupt tricou. Probabil în subconștient că e tricou rupt, nu a realizat și din supărare și din dorință foarte mare a făcut acest gest. Apelați-mă, apelați-ne, întrebați-ne și putem clarifica orice. Dar nu creați tensiuni, nu spuneți lucruri care nu sunt adevărate. Bun, explicațiile lui Edi erau importante. Alt subiect. Subiectul Mihai Stochiță. Ce am mai făcut? Ai fost acolo în tribună, nu? Sta lângă el. Lângă el. E în regulă? Nu, hai să întreb altfel. Ce a strigat el? Tu ai strigat și tu la jucători? Eu, deci fiecare avem un tip de personalitate. Cu toți am fost pe stadioane. A fost o vreme în care aveam echipe favorite de club și evident că am fost cu toții la echipa națională și când erau 20.000 de oameni în tribună și strigam. Strigam cu toții. Și ziariști. Eu am imaginea surprinsă la campionatul mondial din America în 94 când sunt pe masa presei în picioare, îmi cer scuze și acum, dar asta a fost manifestarea din momentul ăla. În momentul în care Răducioiu a marcat de 3-1 cu Columbia. Sunt momente, în special pe finalul de meci, în care este foarte greu, dacă ești pasionat de lucrul ăla și dacă ții cu echipa aia cu tot sufletul, ai manifestări de genul ăsta. Dar acum, din nou, mi se pare exagerat, pentru că Mihai e un tip coleric. Da? Eu, mintea mea, pe minutul 60-70 și în liniștea aia care era acolo, mă întrebam, bă, ce-o fi cu Mihai? Adică ce mai avea de spus îmi șopteam el la ureche, că stăteam eu stai aici și o stătea, așa ne-am nimerit la meciul ăsta să fim acolo. Deci, iar el de strigat a strigat, cred că de 2 sau de 3 ori, după minutul 80, când tuturor ne venea să striga. Am strigat și România. Că, aia cu România o scoatem din discuție, că nu acolo e problema. Adică n-a zis nimeni de ce s-a strigat România. Înțeleg că a dat niște indicii, mă rog, a strigat ceva calm, mai sunt 7 minute sau ceva de genul, după care, că ar fi strigat o lagul, du-te la careu sau atacă careu, ceva de genul ăsta, dacă rețin eu bine. Te întreb, ți se pare în regulă? El fiind directorul tehnic al federației, și de ce te întreb? Pentru că Rădoi, de exemplu, a fost deranjat, Rădoi care a fost selecționer, adică în locul lui Edi, a spus-o răspicat. Dar Rădoi a fost cu totul și cu totul altceva. Mă rog, s-a considerat deranjat. Era la voluntari, atunci când a fost prima oară, sau la tineret era. La tineret era la tineret, da. Și ai văzut că este cabina de la, sau așa zisa lojă de la voluntari, dar este deasupra chiar deasupra, așa. Și Mihai, fiind antrenor, el nu, are momente în care nu realizează asta, că până la urmă el de bază a fost antrenor și atunci... Da, s-a apucat să strige mai mult decât era cazul și era și pe minutul 20. Adică acolo ar fi trebuit să se abțină la minutul 20 să strige, mai ales că ești foarte aproape de jucători, jucătorii au un plan tactic. Antrenor... Și aici era, fără spectatorul, da, orice dar strigă, aici, se aude. Aici nu e același lucru. Aici era un final de meci, pur și simplu, că le striga calm, sau că i-a zis Olarul urcă în momentul ăsta. Dar au fost momente în care i-a strigat singur. Pentru că în momentul preluării mingii era un jucător singur. Dacă tot se aude, e o informație pe care o dai jucătorului. Asta nu deranjează pe nimeni. Și am vorbit cu Edi. Adică Edi n-are nicio treabă. Adică n-a resimțit în niciun fel. Că până la urmă, de fapt la asta se rezumă totul. Dacă antrenorul principal simte că l-a împiedicat în munca lui, în vreun fel sau altul. Nu neapărat că l-a împiedicat. Că până la urmă decizia aparține. Dar să zicem că ești antrenor. Da. Acum la meciul ăsta erai. Să presupunem că l-auzeai pe Stoichiță când îi striga lui Olaru. Nu te-ar fi deranjat. Eu nu spun că te influența cu ceva pe tine, dar te-ar fi, bă, ce la cucă pe ăla să strige peste mine? Lasă că îl întreb. Da, dar nu e același tip de meci. Și îți mai spun ceva, dacă e minutul 86 și strigă un lucru pe care ei l-au discutat împreună, pentru că Mihai a stat de foarte multe ori în primul rând că n-a mai plecat de la Mogoșoaia de nu știu câte zile, că stă și doarme acolo. Pe urmă, la Budapesta au avut 2 sau 3 ședințe, cel puțin din câte știu eu, de discuții de-astea de ale lor tactice împreună. Dacă Edi n-a fost deranjat, înseamnă că ăla era spiritul sau ăla era indicația pe care o știau că trebuie să o dea într-un final de meci. Dar spun încă o dată,
nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat înainte. Și acum că era fără spectatori, că de-aia s-a auzit, că sunt meciuri, poate nu l-ai auzit pe Neapuiu, adică n-aveai cum, dar să vii la un meci cu spectatori, cu Neapuiu între noi, care trăiește meciul. Și el țip, dar nu-l aude nimeni, dai seama că sunt 30.000 de spectatori și nu are ce să... Dar să-l auzi și pe Neapuiu... Și asta e relevant în subiect, că și dacă nu te aude nimeni, e ca și cum ți-ar spune ție la ureche, adică nu e relevant. Corect. Eu de-aia te-am întrebat, corect, dacă Edi l-aude și zice, bă, astea puțin, strigă sunt momente în care nu se Olaru să urce, că nu-i strig eu. Că poate nu trebuie să urce, zic și da, eu. Da, dar eu cred că stând atât de mult împreună, știa foarte bine tot ce se întâmplă și încă o dată spun, era un final de meci și nu, asta, nu mai sunt deranjate, că ne venea tuturor să strigăm câte ceva. Evident că atunci când te uiți la meci, ai propria ta viziune despre ce ar trebui să se întâmple, da, și cum ai face tu. Că altfel nu ți-ar mai plăcea jocul ăsta de fotbal, te-ai uitat așa ca la prin televizor. El e un tip emoțional, după cum o știi, e un tip coleric, e foarte greu să se abțină, dar pentru mine e de felicitat. Adică 80 de minute să stai lângă mine, nu știu dacă de rușinea mea sau de că eu îi mai zic în particular așa ce cred că e bine, ce cred că nu e bine, dar spun sincer de felicitat. Dacă 80 de minute cu un stadion gol, unde se putea auzi orice, nu i-am auzit vocea tare în tribună, pentru mine asta e de felicitat. Aici cum ai comentat? Nu, depinde, iar vorbim de trările pe care le am eu, pe care le ai tu, pe care le are Andrei, pe care le are Mihai Stoichiță. Okay, dar crezi că... Nu te poți raporta doar la trăirile tale, că tu când ești într-o funcție trebuie să te raportezi la funcția pe care o ai, la ceea ce ar putea să-l deranjeze pe cel care e pe bancă, nu te gândești doar la tine. Cel puțin asta e viziunea mea. Adică Stoichiță putea să gândească, bă, dacă m-a pus să strig acum și mă aude Edi, o fi deranjat la fel cum a fost Rădoi, că a mai existat și un precedent. Nu mai bine reușesc să-mi înfrâng chestiunea asta și să trăiesc meciul așa cum l-au trăit toți ceilalți de lângă mine? Orice spunem în ziua de astăzi se poate pune pe tablouri cum vor unii și alții. Îți dorești atât de mult ca echipa să bată acel meci. Încerci și zici, bă, să ajut cu ceva. Am înțeles. Cred că era aceeași indicație, că nu cred că indicațiile... Asta nu știu. Păi de asta spui ce? Adică ce spui singur? Cred că știa și el că e singur, dar poate a fost filmat Stoichiță și n-a fost filmat antrenorul în momentul ăla. Nu poți să știi asta. Păi, sau unul dintre antrenori. Să știi că nu doar în România se comentează, se interpretează orice. Că mi-a venit în minte. Vă faceți aminte imaginea cu Tuchel când s-a sfătuit cu Thomas Müller pe bancă? La un meci preluase de curând Bayern München. A fost o întreagă discuție, inclusiv în Germania. E în regulă cum se țin ceilalți jucători, adică a devenit Thomas Müller, cum se țin ceilalți din stafful lui Tuchel, că... Și acolo s-a făcut, nu s-a creat un neapărat un scandal. Acum, s-a comentat chestiunea aia. Nu cred că greșesc. De sus, din câte știu eu și am fost la multe meciuri și acum mă duc la Academie, se vede puțin mai bine tabloul jucătorilor. Și atunci... Îți vine să strigi tu, poate înaintea antrenorului, poate să-l mai ajuți cu ceva, dar ce-am zis? Până la urmă e normal să comentezi, adică asta ce-ar însemna să nu comentezi. Să nu mai vorbești. Comentezi și se pare într-un fel, ori se pare într-alt fel. Corect, da. Dar să te oprești la chestia asta, să spui, doamne, mie nu mi se pare că e corect să facă chestia asta. Sau altul să zică, păi dacă pe selecționer nu-l deranjează. Poate selecționer, poate a zis în ultimii 10 minute dacă putem să încurajăm pe băieți într-un fel sau altul să faci. Nu știu, că asta n-am discutat. Dar să te oprești aici, după aia să începi să duci ce am văzut că a putut să spună Prunea zilele astea. Că se pare așa. Nu mă miră. M-ar fi mirat să fie o altă un alt fel de abordare. Adică sunt câteva personaje la care nu mă miră. Indiferent ce se întâmplă, nu mai au cum să mă surprindă. Dar ușor, ușor nu mai au cum să-i surprindă nici pe băieți. Adică crezi că aceste personaje au un război cu Federația și comentează, indiferent ce se întâmplă... Numai în funcție de rezultat. Neapărat de rezultat, în funcție de atacul adresa Federației. Sunt unii care la rezultat bun dispar. Deci nu dau nicio declarație. Aia nu sunt credibil. Pentru că dacă, critici, dar poți să critici și la rezultat bun, nu e nicio frută problemă. Dar dacă critici la rezultat bun, atunci trebuie să lauzi ceva la rezultat prost. Adică să încerci să menții un echilibru. De ce îți spun asta? Pentru că te judecă lumea. Lumea nu-i proastă. Lumea își dă seama imediat. Adică, bă, te saturi. Adică vede pe unul că critică, critică, critică. La un moment dat o să zică,
știi ce faci? Transformi în victimă pe cel pe care îl critici și cu motiv și fără motiv. Nu mai ești credibil. E ca în Petrică și Lupul. Adică când chiar ai motiv să critici, nu te mai crede nimeni. Dar mă rog, e treaba lor. Sunt analiști, sunt plătiți, sunt... Fiecare își construiește cariera cum da. Crede de cuvinte. Acum, să mai glumim un pic. Indicațiile cum au fost? Cum ți s-au părut indicațiile? A fost întrebat astăzi, Edi. Nu mai dăm ce a spus, că în nu mai ție. Și vreau să mai abordez. Păi nu, dar să spun... Păi, dar vorbim și noi cu acum doi chibiți. Hai să spun. Vorbim doi chibiți, ne-am venit la o cafea. Înainte să văd conferința lui Edi, mi-am făcut așa un exercițiu. Zic, bă, dacă aș fi fost eu antrenor și primeam întrebarea, că e normal să o primești, despre ce aș fi răspuns. Și m-am gândit, zic, bă, ok, să poată să strige, mă știți că sunt un antrenor, de, am fost și la Gigi, l-am ținut departe la mea. Exact așa a răspuns Edi. Adică exact așa a răspuns. Dom'le, o fi strigat, habar n-am, nu l-am auzit, chiar îl cred pe Edi. În tensiunea aia, da, chiar am mischiat tot ce, chiar dacă final, e o tensiune destul. Dar până la urmă cred că v-am demonstrat eu, Edi Iordănescu, că totuși cât timp am activat în fotbal, am ținut deoparte chestia asta, adică gen Pițurcă. Da? Că, de exemplu, dacă Pițurcă era acolo secțiune și s-a apucat Stoichiță, nimeni nu bănuia că, de fapt, cineva se poate băga peste el, pentru că și-a creat imaginea asta. Da. Și Edi și-a creat, numai că și aici e de discutat. Edi n-a fost deranjat și chiar spune că acceptă sfat și că Stoichiță... Rădoi, care a fost fix în funcția asta, pe Rădoi l-a deranjat. De asta spun că și aici sunt oameni care judecă diferit. Da, nu judecă toți la fel. Așa cum caracterele noastre sunt diferite a celor care stăm în tribună, eu pot să mă abțin chiar dacă îmi vine să țip și să urlu, iar Mihai, la un moment dat, nu mai poate și explodează, așa sunt și receptorii. Pentru că unii au mai mult echilibru și înțeleg de ce se întâmplă momente, alții au mai puțin echilibru sau sunt mai la început de meserie sau li se pare că poziția asta pe care trebuie să o ia e cea corectă în viziunea lor sau pur și simplu îi deranjează. Adică sunt atât de focusați pe traseele pe care trebuie să meargă jucătorii aproape ca niște roboții, astfel încât un sunet din tribună să nu îl deranjeze. Dar acum s-a întâmplat, țin minte, tot așa în pandemie, când am bătut Austria la... În deplasare. În deplasare, cred că la Klagenfurt, nu mai știu, cred că acolo am jucat și... Florinel Coman era pe partea noastră și tot așa, era fără spectator. Păi Mihai a avut niște momente de poziționare extrem de corecte, pentru că nu știu dacă Mirel, poate că le-a văzut și el, nu le-a văzut, nu știu, dar a stat pur și simplu cu parcă avea un bici din gură și Florinel a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale lui din cariera de fotbalist de senior, din punctul meu de vedere. Așa e, da. Câteva chestii, că nu mai avem mult timp. Ai idee câți copii vor fi mâine în trimestru? Ce se estimează? Se estimează peste 20.000, spre 25.000, dar acum astea sunt pe tabele, pe înscriere. Pe înscriere. Acum, fiind ora 21.45 cu duminică seară, a doua zi e școală, e dificil, știi? Deci pe înscriere sunt peste 20.000. În jur de 25.000, eu estimez că vor fi vreo 20.000. Probleme de lot? Adică, nu știu, accidentări? Până am plecat eu de la antrenament, că n-am prins finalul antrenamentului, că a trebuit să vin încoace, nu era absolut niciun fel de problemă. În afară de mici lovituri, ca după meci, ca după război. De ăsta pașnic, pe care ne-l dorim cu toți. Eu inclusiv Mihailă, care înțeleg că a avut problema aia... Mihailă e simt care are și acum avea bandajul respectiv la genunchi. Să vedem cât și dacă va putea, cât va putea rezista. Crezi că dacă va fi băgat. Asta ca o concluzie, am putea avea probleme mâine sau ne punem doar problema ceea ce discutam mai devreme, diferenței care să ne ajute la gol averaj? În fotbalul de astăzi trebuie să fii nebun să spui că nu avem nicio problemă mâine și câștigăm la pas. Nu există așa ceva. Adică Andorra, această Andorra a pierdut, cu excepția meciului de ieri și a unui meci cu Elveția, cu Belarus, cu Israel, a pierdut la scor mic. Adică nu este aceea... Adică nu e un San Marino... Da, a fost 0-0 la pauză cu el. Nu e un San Marino, nu e un Gibraltar, nu sunt echipe de, nu e o echipă de genul ăsta. Este o echipă care se apără bine, compact, fără valori, n-au niciun fel de valoare individuală, să spun așa, dar dacă nu ești atent și ei la preț de matineu, te păcălești. Da. Ce anticipezi pentru mine? Un rezultat bun. Un rezultat bun e
victorie sau o victorie, victorie care se asigură o victorie, da, care ne va ajuta și cu acel gol averaj de, despre care trebuie să și vorbim, să-l aducem în discuție. Da. Vedem clasamentul. Suntem în cărți. Dacă avem impresia că, mă rog, România, că am căzut atât de mult și că nu mai avem cum să cădem, ar fi bine să ne uităm puțin spre Bulgaria, o națională care a fost peste noi la jumătatea anilor 90 și care a ajuns foarte rău. Chiar mai devreme a jucat meci acasă cu Lituania, oricum n-avea nicio șansă de calificare. A fost dezmembrată pe teren propriu, este ultima în grupă, pe ultimul loc, și bulgarii o duc mult mai rău decât noi și ne arată că e loc și de mai rău, asta dacă nu am realizat acest lucru. Sperăm însă să nu ajungem ca bulgarii și să fim la Euro vara viitoare. Ne oprim aici, mulțumesc domnilor!